Hai să o ascult și bine, vom regăsi un videoclip. Astăzi o să facem un experiment alături de Mario Robert în GTA 5, care bea în momentul de față cafeaua. Nu ți-ai băut astăzi cafeaua sau de ce o bei acum? Nu, tocmai ce m-am trezit și sunt așa puțin obosit și am să beau o cafea. Eu încă nu mi-am băut cafeaua, dar astăzi, după cum am spus, o să facem un experiment super tare. O să vedem care mașină dintre aceste pe care le avem aici poate urca această rampă din gheață. Da, ți-ai auzit bine? Cel care a ajuns până aici sus cu o mașină pe care o avem acolo jos a câștigat acest challenge. Așa că apăsați acum pe butonul de like să strângem acest episod 10.000 de like-uri. Și dacă strângem 10.000 de like-uri, o să mai facem fel și fel de experimente în GTA 5. Asta nu e tot, deoarece îl avem și pe Spider-Man. Uite-l, mă, pe Spider-Man. Unde se duce ăsta, mă? Stai pe loc. Hei, stai. Nine. Ține, să nu se ducă. Unde se duce? Că mă bate acum. What the hell? Ce vrei, mă? Dă-i cu ce... Mă scuzi, n-am vrut să fac asta. De ce vrei să mă bată? Mamă, probabil e nervos pe mine sau ceva, nu înțeleg. Lasă-l, că trebuie să supraviețuiască, mai pe la sfârșit trebuie să vedem dacă putem urca cu el vreo chiar scurios, să lăsăm acolo pe dreapta, stai acolo. Man, nu știu ce l-a luat acum să mă bată. Bun, și haideți să începem aici. Bun, încep tu sau cine vrei? Începe tu. Bun, hai că încep eu cu o mașină, dar nu știu ce mașină o să ne luăm acum în momentul de față. M-am gândit la o mașină super tare. Ia să vedem cu care mașină putem urca noi până sus acolo, chiar sunt curios. Avem aici mai multe mașini, bro, oricum, nu? Da, avem mai multe mașini și dacă vă întrebați, Amasico, mai ești răcit? Nu mai sunt așa răcit, pur și simplu mi-a trecut și mă simt mai bine, bro. Da, ți-au zis bine, sunt în forță, sunt în energie și haideți să începem aici. Zo, ce mașină să ne luăm? Eu caut acum o mașină să văd cu ce mașină pot urca rampa de sus. Dacă am reușit cu vreo mașină, am câștigat challenge-ul, tu știi? Ok, nu știam asta, dar e bine de știut. Avem voie să ne luăm ce mașină vrem noi, de exemplu. Uite, eu vreau să-mi iau acest Lamborghini. Uite, unul din față de pe aici. Unii, mă? Uite-l. He? Unde-i Lamborghini-ul? Era un Lamborghini pe aici, dacă nu mă înșel. Mă, tu ai furat Lamborghini-ul? Nu, n-am furat nimica. Lamborghini-ul ăsta, te referi? Ăsta portocaliu? Da, uite așa, uite-l pe ăsta. Ne-am luat aici Lamborghini-ul și plecăm sus, bro, nu ne mai uităm. Măi, ca nici vaza din gazon. Haide să vedem. Mario Robert, tu dacă vrei poți să te uiți la mine cu drona, dacă vrei. Ok, o să mă uit la tine cu drona, fiți atenți. Și eu acum o să mă urc sus, bro. Uite-l și pe Superman acolo, e nervos. Și haide să vedem în 3, 2, 1 și come on, diga. Oh my god, se ridică spoilerul din spate. E bine, mergem cu 100 și ceva la oră. 160, oh my god. Și cum? Hai, Amasico. Am ajuns level 6, ok, perfect. 7, na. Pierd controlul, pur și simplu pierd controlul. Na, what the heck? Bro, am alunecat, man. Până la level cât am ajuns? Ai văzut? La 9, ai ajuns la 9. La 9, ok, deci mai aveam unul și ajungeam până sus, nu? Da. Ai fost foarte aproape. Poate, avas. Eram aproape rău de tot, dar nu-i problemă. Oricum o să mai încercăm cu alte mașini. Avem acolo foarte multe mașini, bro. Bun, acum este rândul tău. Ok, dacă tu ai ales un Lamborghini, o să merg pe un Ferrari și am văzut unul chiar aici. Cu mașina cu care am încercat, nu avem voie să mai încercăm a doua oară, așa că trebuie să o dau la o parte. Ok, asta e bine de știut. Acum îl urmărim pe Mario Robert cu drona. Hai să vedem, îi dăm drumul în 3, 2, 1... M-am dus. Hai să vedem, băieți, cât o să urci. Uite-l și pe Spider-Man. Bă, Spider-Man. 1, 2, hai să vedem, 3. Oare îl întrecem pe Amasico? Hai să vedem, 3, 4, aproape ajungem la 4. Mamă, de aici urcă, din ce văd, urcă super greu. Haide, hai Ferrari. Ha, m-am blocat la 5. Nu cred, până la 5, mă. Da, am pierdut, a derapat super, super mult Ferrari-ul ăsta. Da, mă, alunecă. Probabil nu are cauciucuri ceva, nu? De iarnă sau? Cel mai probabil nu are cauciucuri de iarnă și patinează rău de tot. Nașpa, mă, și dacă ne uităm așa atenți, mașina asta e destul de puternică pe care o are Mario Robert acolo, luminează noaptea și așa mai departe. Uită-l, mă, pe Spider-Man unde s-a urcat. He? What the hell, mamă? Uite-mă unde s-a urcat Spider-Man, tu-l vezi? What? Ce caut acolo? Da, mă, el încearcă să urce, cred, da? Da. Oricum am ajuns până la level 2. Chiar curios să văd dacă o să ajungă mult mai departe. Bun, acum este rândul nostru, da? Ia să vedem ce mașină ne mai luăm. Aici avem și un Porsche Panamera, dacă vă vine să credeți. Nu cred așa ceva, bro. Porsche Panamera, ăsta e Panamera, mă, nu?
Porsche? Fără alb, da, e Panamera. Da, wow, cât de tare, cât costă o mașină de genul? Cred că e vreo 200.000 de euro, cred că, cea de genul. Da, urcă de la 200, cred, ceva de genul ăsta. Tare să trecem aici cu Porsche-ul ăsta. Oh, perfect, mamă, chiar îți curios să văd până unde o să reușim cu Porsche-ul ăsta. Oricum, are undeva la 2-3 mii de cai putere. Ești pregătit să mă filmez cu drona? Da, 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 sunt pregătit, am un vizor. Perfect, bro, și haide să dăm aici startul în 3, 2, 1 și... Come on, bro, oh my God, a luat-o cam prost de pe loc și luăm pe Spider-Man înainte, nu luăm. Mamă, s-a schimbat vremea afară și... 160, 140, 150, ok, am ajuns la level 5. Oh my God, patinează, cred, ne ducem prost rău de tot, nu cred. Oh my God, 9, hai, 8, na, oh, încă puțin, 9, oi, oh, eu m-am dus. Da, am ajuns până la level 8, mă, acolo am patinat rău. Da, da, am văzut că a fugit mașina. Bun, băieți, este rândul nostru, hai să vedem, nici nu știu exact cu ce mașină să mergem. Bă, aș vrea cu Lamborghini-ul ăsta, sincer, că arată destul de bine. Sau aș mai vrea cu acest McLaren, nu știu exact cu care să mergem. Oricum, scrieți și voi în comentarii care este mașina voastră preferată, sincer, sunt curios. Cred că până la urmă o să aleg acest McLaren, o să cer cu acest McLaren să urc. I-am făcut pană, nu știe, și mi-am făcut o pană, sper să nu ne vadă. Cu care o să încerci, cu ăsta, cu McLaren-ul ăsta? Da, 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 cu ăsta o să încerc. Da. Poți să intri înăuntru sau? Nu pot să intru înăuntru, what? Bun, băieți, hai să vedem cum o să se descurce această mașină. Ne poziționăm chiar aici la start și îi dăm drumul în 3, 2, 1, let's go! Hai să vedem, bă, patinează destul de rău. Uite, îl și pe Spider-Man aici. Hai să vedem, bă, ești nebună de 200 km pe oră. Hai să vedem. 5, 6, what, nu mai urcă? La ce nivel suntem, la 7? Hai că mai avem un pic, hai McLaren! Haide, 8! Hai că mai un pic, haide, nu. Da, doar până la 8 am reușit să ajung. Da, până la level 8, mă. Oricum e greu să ajungi până acolo sus, mă. Ne trebuie o mașină mult mai puternică, cred. Da, da, da. Mario Robert a reușit până la level 8, fraților. Numai că dispar mașini de aici sau mi se pare mie, bro? Tu vezi, dispar mașini, parcă nu, sau? Da, au dispărut. Au dispărut câteva mașini, da. Da, probabil le-a furat Spider-Man, man. Ei, scanivaza, indiga. Zo, acum o să facem un challenge. O să dăm să ne cadă mașini random. Bun, băi, dacă mai este amasico, chiar sunt curios să văd ce mașină îi pică. Hai să vedem, chiar sunt curios. O să vedem acum ce mașină random o să ne cadă. Chiar sunt curios, în 3, 2, 1 și... Bum! Oh, nice! Mi-a căzut aici un Mercedes decapotabil, mă, nu? Da, vezi că arată super șmecher. Tu ai un AMG S63, oh, există și decapotabile mașini de genul, nu știam. Chiar tare, eh? Haide să vedem acum în 3, 2, 1 și cobo, ne-am dus. Oh my God, bro, unde se duce Spider-Man în momentul de față? S-a dus la level 3, bro, se duce din ce în ce mai în sus, văd. Cred că o să reușească, bro, să ne bată Spider-Man ăsta. Ai, mamă, dar cum se duce mașina asta? 140, îmi place cum se vede, mai ales interiorul, wow! Uite, mă, până acolo sus trebuie să ajungem. Hai, amasicu, în 3, 2, hai, încă mai avem puțin. Nai, cred că o să reușim și nu cred. 9, nu, hai, na, he? Ce? Nu cred, am făcut backflip, mă. What? Am făcut backflip, mă. Cât de aproape ai fost. Da, lol, cum am dus, nu cred. Ai, am fost chiar aproape, mă, tu ai văzut? Da, super aproape ai fost. Se descurcă Mercedesul, sincer vă spun, însă dacă era o mașină mai cum trebuie, mergeam, arungeam până sus. Ia să vedem, băieții, what a dat cu bulgării mine? Da, mă, mi-a mai rămas puțină zăpadă, știi? Stai că am și eu câțiva bulgări. Eu, direct în cap trebuie să-i dăm. Ha? Ca să se ducă jos. Sucks. Eu, da, o să-i dau cu ăsta, bro. Că mi-ajunge deja. O să-ți dau acum pac. No. Ha. Yo. No, monotov, mă. Zac. Aha, nu mai ai nicio șansă acum, vezi? Nu cred. Ia. Ce? Nine. Oh my God. Oh, eram să murim. Nine. Ne batem cu foc, dacă vă vine să credeți. Uite-l, mă, și pe Mario Robert. Zac, nine. Uiuiui, mamă, ce facem aici? Băieți, acum lăsând bătaia deoparte, este rândul nostru să urcăm cu o mașină random. Pentru asta va trebui să deschidem acest meniu. O să mergem la Vehicle Options și la Vehicle Spawner. Aici o să mergem pe Random Vehicle. Când apăsăm pe acest buton, o să ne pice o mașină complet random. Hai să vedem ce o să ne pice în 3, 2, 1... What?
What? Ce ți-a căzut? Mamă, un Jeep! Nine! What? What? Mamă, cu ăsta o să fie simplu, cred, easy. Uite-te ce roți are, mă. Da, dar nu cred că o să prind atât de multă viteză. Chiar sunt curios dacă o să urce. Da, mamă, dar ce roți, nu am văzut niciodată o mașină de genul. Hai să vedem, ne poziționăm aici la linie și dăm drumul în 3, 2, 1, let's go! Hai să vedem. Bă, dacă mașina asta o să prindă o viteză destul de mare, eu cred că putem să urcăm destul de leger. Stai să ne dăm puțin mai așa, să nu ne întâlnim cu Spider-Man, să dăm peste el. Hai să vedem. Are 100 km la oră, suntem la nivelul 4 și văd că ușor, ușor scade viteza. 5. Hai mașină, hai mașină, hai să câștigăm, hai să câștigăm. Sunt la 6. Mai un pic ajung la 7. Am ajuns la 7. Da, hai că mai e puțin. Nein, mai e puțin. Haide, haide, haide. Da. Nu, cred că aici mă opresc. Ai, 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 hai, na, hai. M-am oprit. Accelerează. Nu mai merge, nu mai merge. Aici m-am blocat. Te duci, te duci jos din nou, da. Nu mai merge, nu? No, nu, nu, nu. Nu, era să-l omor pe Spider-Man. Nu, 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 nu. Aoleu, era să-l omor pe Spider-Man. Hai să-l iei înainte pe Spider-Man. Da, ai da, da, am văzut, era foarte aproape să dau peste el. Bun, fraților, acum este rândul meu, ați auzit bine. Hai să vedem ce mașină o să ne cadă acum. Chiar sunt curios, o să ne punem, uite aici. Pa! He? What is this one? He? Ce e asta, mă? What? What? Conduci doar o remorcă? Da, mă, n-am văzut. Lol. Hai că merg și eu cu tine, mă urc aici în spate. Da, stai acolo, numai că nu cred că merge. Nu, nu merge, pur și simplu nu merge. Remorca aia pur și simplu nu mergea, fraților, așa că trebuie să luăm din nou o altă mașină. Acum să vedem ce mașină o să ne cadă. Hai, te rog, o mașină mai cum trebuie. Come on. Na. Uite-te și tu, mă. Uite-te. Uite-te și tu. Ce mașină? Ce e asta, mă? Hai de capul meu. Ce e asta, mă, scooter? Cred că da, un scooter. Da, hai, vino și tu în spate dacă tot, e tot scooter. Ai, ai, ai. Suntem amândoi acum, fraților, și haideți să vedem până unde ajungem. Dacă ajungem până sus, e perfectos. Zo. Mă, uită-mă pe Spider-Man, el tot încearcă să meargă tot mai în sus. Uite, acum a ajuns la level 3. Dă-te-mă la o parte, o luăm înainte, luăm înainte și... BAM! Hai, da, l-am omorât, cred, nu cred. 9, ok, 4. Plecăm, plecăm. 5. Yo, ok, mă, dar nu mă așteptam până la level 5 cu scooterul ăsta. Dar ce scooter e ăsta, mă? Nu știu, că sincerul de... că mă mai mult decât Ferrari-ul ăla. Da, exact, mă. Și mai ales că ești și tu în spate, îți dai seama, na. Da, da, e urcă mai greu, că e mai multă greutate. Da, undeva la 150 de kg, dar tu câte kilograme? 70. A, și eu pe acolo 140 pe acolo. A, nu mai urc de aici. Sau cu spatele, nu mai merge nici cu spatele. Mie mi-e frică. Ne ducem jos acum? Hai că coboră, poate urce așa. Da, s-a dus, s-a dus Mario Robert, l-am lăsat și eu merg cu scooterul acum. Ne-am dus, roților, măi, cu mamă ce viteză avem. Ne ducem. Iu! O, ce mă duc, bă, băiatule! Bro, Spider... what the hell? Ce caută, bro, tipul ăsta se teleportează ori ne... Da, ăsta ne trolează, bro, cred, Spider-Man. Uite, acum a ajuns jos aici, nu știu dacă îl vezi. Ne trolează, el se preface că e mort, vezi? Îl vezi? Da, 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 da. Man, ei, do. Bun, eu am ajuns cu scooterul ăsta până la level 5, dacă nu mă înșel, nu? 6? 6, da, 6. Bun, acum este rândul tău să încerci cu o mașină random. Da, da, hai să vedem, chiar sunt curios. Bun, băieți, deschidem iar meniu, perfect. Mergem la Vehicle Options, Vehicle Spawner, hai să vedem. 3, 2, 1, bam! Ok! Wow! Bro, un Nissan GT, nu? Nu, da. GT, GTR, parcă, nu? Sau? Da, un Nissan, da, da, GTR, da, ceva de genul ăsta. Mamă, cum arată. Pokémon, ediție Pokémon. Da, 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 vrei să urci cu mine? Da, normal că urc, să așa. Mamă, ai și luminițe. Ia să vedem cum arată și din interior. Plus, da. Cine e ăsta din față, mă? What, ce m-am speriat? Mamă, ăștia sunt Rick și Morty. Rick și Morty, da, what? Lol, nici nu-i cunosc, mă rog, păi am văzut odată, cred, pe undeva, dar nu mai țin minte. Dar arată cam nașpa, eu mă sperii de ei, hai că nu mă uit, mă uit la tine să văd cum conduci, come on. Ok, hai, 3, 2, 1, m-am dus. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Mamă, vezi că are viteză destul de mare, are 160 de km la oră acum. Da, wow, da, acum merge, îmi plac roțile mai ales. Da, 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 hai să vedem, hai să vedem, 6, 7, haide, 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 hai mașină, 8,
Nu! Până la level 8, bro. Da. Ok, bine, e bine că nu reușește nici Mario Robert. Așa că o să-l batem. O să-l batem noi acum într-un fel cu o mașină ceva. O să vedem acum noi ce mașină o să ne luăm. Oh, ce drift ai făcut, mă, îmi place. Ok, fraților, acum este rândul nostru să încercăm cu o mașină. Să vedem ce mașină o să ne cadă. Trebuie să-l batem cu o mașină pe Mario Robert, bro. Uite, ne-am mai rămas acolo niște mașini. Dar noi o să încercăm acum cu mașini random, bro. Să vedem ce mașină o să ne cadă. Și... pam! 9. Ce mașină e asta, bro? Am impresia că și trage mașina asta, nu? Trage cumva mașina asta? Sincer, n-am idee. Este. Stai, mă, că mașina asta cred că are ceva, ha? Uite, uite ce are în față, un fel de arme sau? Hei, arată nașpa rău mașina asta, ha? Îmi dă cumva fior, nu știu, dar o să vedem acum să dacă o să reușim până sus. În 3, 2, 1 și come on, diga, s-a urcat și Mario Robert cu noi și mergem acum, come on. Tiga, 130 ceva, ok, ne ducem bine. Mergem în first person. O, închide geamul din dreapta, te rog, că e frig, mă. Ah, ok, oi, 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 mergem și eu. Oh, mamă, patinează rău, nu cred. Ne ducem, cred sau? Oh, hai, încă puțin. Oh, nu, tot la level 8, mă. Da, mă așteptam cu mașina asta, îți dai seama că nu e bună deloc, bro, mai ales la rampa asta, să urci cu ea, mai ales că e gheață. Mamă, pe rampa asta e gheață, tu știi? Și nu e gheață din aia... artificială, e gheață. Gen, dacă era artificială, se vedea, uite. De exemplu, dacă dau cu monotoulul ăsta, se stinge focul, uitați-vă și voi. Nu, gen, nu arde mult. Mamă, câtă căldură ești. Și, oi, oi, oi. Acum este rândul tău, nu? Da, hai să vedem. Hai să vedem, băieți, vehicle options. Aici și random vehicle. Hai să vedem, poate ne pică și nouă ceva să câștigăm. 3, 2, 1, bam! Ok, un Ferrari. Uite și pe Spider-Man, a venit înapoi, oh, Ferrari. Băi, ți-a căzut un Ferrari. Da. Ia, uite-l din nou pe Spider-Man aici, a apărut din nou, mă, tu faci mișto de noi, mă, tu... Cred că el a furat toate mașinile astea de aici. Da, el a furat, cred, da. Bun, ți-a căzut un Ferrari. Bun, eu acum o să te urmăresc cu drona, come on. Ok, hai să vedem. 3, 2, 1, m-am dus. Hai să vedem, băieți, 130 de km la oră. Hai să vedem. 3, 4, ok. Mamă, nu cred că urcă. Deja văd că nu mai accelerează. 120. 100 sau 7, nivelul 7. Hai mașină, hai, du-te. 8, ok. Haide, măcar la 9. 9. Ha, doar până la 9. Aia, cât pe ce s-a ajuns sus acolo. N-a reușit Mario Robert cu Ferrariul lui. Poate o să avem noi acum noroc să ajungem până sus, bro. Haide să vedem ce ne pică în 3, 2, 1. What? Bro, ce? Nu cred, mamă, ce mașină mi-a căzut, mă. Pantito. Haideți să luăm înainte pe Mario Robert 2 secunde. Să mă fac drifturi pe ei, să... Țuc și... pom! Wow, mă, cât de tare e mașina asta. Gândiți-vă că mașina asta putem urca pe oriunde, cred, nu? Pro, ne putem băga de desubt la, nu știu, oriunde, cred, nu? Ia să vedem. O să încercăm cu mașina asta. Hai, urcă și tu în dreapta, mă. Hai că vin acum, dar stai să văd dacă pot. Oricum în cap, mă, nu-i problemă, cred. E cineva acolo, ai pe cineva, pasager. Da, copilotul meu din dreapta, zo. Se uită la mine. Bun. Și, come on, diga, ne-am dus direct. 100 și ceva, nu, 100 atât. 98 atât prinde, 96. Bro, ar fi chiar tare să urcăm cu mașina asta micuță până sus, cât de drăguță e. E o mașină cu telecomanda asta, bro. Chiar tare. Mie îmi plac mașinile cu telecomandă, bro. Îmi plăceau gen când eram micuț. Îmi doream de fiecare dată o mașină cu telecomandă. Ia să vedem. Acum o avem în GTA 5. Mamă, cum ne ducem? Sunt în first person, lol. Și? Na. Hoi. Oh, nu, uite cum m-am dus, bro. M-am dus ca o... hai, ca o pană m-am dus, uite-te și tu. Da, e de jucărie mașina asta, vă dați seama că nu urcă până în sus. Oi, dar e chiar tare să mergi cu mașina asta pe stradă, mă. What the hell? Ce se întâmplă în Los Santos? He? Ce cu vremea asta? Tu vezi? What, ce? Na! Nine! Ce-i asta, mă? Ce sunt ăștia meteoriți? Da, mă, oh my god, avem ploaie de meteoriți, mă, trebuie să ne ascundem. Na, cum plecăm de aici? Hai, pa. Hai. Ia o mașină și hai să plecăm numai decât. Hai, ne-am dus rău de tot, mamă. Hai, ia mașina și hai să plecăm. Ia, numai decât. Nu mai merge. Sau? Stai, oh my god, trebuie să fugim numai decât. Hai.
Hai, părăsește locul ăsta numai decât. Oh my god, ce nașpa e. Cum? Da, what the hell? Mamă, era să ne prindă una, ai văzut? Am văzut, a picat fixul noi. Da, what the hell? Nu mai în locul ăla vreo, nu-mi dau seama. Probabil Spider-Man face asta, 100%. Posibil. Uite, aici s-a schimbat vremea, văd. Da, măi, e crazy rău. Mai ales că eram să morim, mă, tu ai văzut, nu? Am văzut, a picat un meteorit fix lângă noi. Da, era exact lângă mașină. Oh, în sfârșit e ok acum. Să încercăm din nou, tu ești parcă, nu? Da, hai să vedem. Bun, băieți, hai să vedem acum ce mașină ne pică. Hai să mă dau puțin mai față să nu pice mașina. Pe Amasico. Mergem la vehicle spawner, mergem la random vehicle și hai să vedem. 3, 2, 1, s-a pus Amasico lângă mine. Dacă o să pice mașina pe el, nu este vina mea. Bam! What? Asta e mașina lui Franklin. Serios? Da, mă, chiar e mașina lui Franklin. Lol. Oh, oare urcă asta? Dar nu cred. Hai să vedem. Hai, 3, 2, 1, m-am dus. Hai să vedem. Bă, vedeți că nu urcă rău deloc? 160 și ceva de kilometri la oră. Hai să vedem. 4, 5, bă, vezi că urcă super, super bine. 6, 7, 8. Am asigur, cred că o să reușesc? No. Nu, what? M-am desprins de... Uaa, nu cred. Mai aveai puțin, mă, nu? Da, foarte puțin. Mamă, cât aproape am fost, băieți. Trecem acum noi cu mașinile random și... Pam, diga! Ne-am dus. Ia să vedem ce mașină ne cade. Uite-l din nou pe Spider-Man. Și haideți să mai încercăm. Nine, mi-a căzut o motocicletă, dacă vă vine. Motor? Da, un motor mi-a căzut. Uamă, dar ce motor e ăsta? Uite, care în spate are... roata e prea... Nu știu cum e făcută, nu? Într-un fel nașpa. E mai departe decât ar fi trebuit să fie normal. Da. Haideți să vedem și ne-am dus. Nine, cu ce viteză ne-am dus? 150. Eu cum merge mașina asta, motocicleta asta, chiar tare îmi place. Și haide să vedem, ne ducem sus. Așa, dar nu cred că ajungem până sus, bro, nu? Ne trebuie o mașină mai cum trebuie, bro. Ia să vedem, 133, ne ducem. Și cred că ne ducem din cauza la roata din spate și hai. Aproape vreo plan 9, nu? Da, mai aveai super puțin. Parașuta, oi. M-am dus rău. Și eu sunt lângă tine. Mamă, cum te-ai dus și tu? Hai să vedem, băieți, că acum este rândul meu. Hai să vedem. Mergem direct la meniu, nu mai stăm pe gânduri. Vehicle option, vehicle spawner. Random vehicle, hai să vedem ce o să ne picem. Iar s-a schimbat vremea, what the hell? Da, nu cred, mă, uite-te și tu la Spider-Man ăsta. Mamă, numai ăsta cred că schimbă vremea. Mă, gata, ți-ajunge. Nai, hai să plecăm numai decât. Ne-am dus. Oh my god. Fugi. De unde e tornada asta, mă? Sincer, nu știu, mamă, dar fix acolo, la rampa noastră a venit tornada. Da, mă, uite-te și tu. No way, deci dacă ne lua pe sus, tu știi, ne lua pe sus și muream, cred. Da, mamă, suntem aici în siguranță. Hai că se duce ușor, vezi? Da, cred că a trecut, da? Da, a trecut, no way, deja mă sperii, nu cred că mai pot să încerc acolo, mie mi-e frică. Hai, tu ești acolo, sper să fii în siguranță acolo. Hai să vedem, băi, ce mașină o să ne pice, random vehicle și let's go! What? Un Jaguar, cred că e ăsta, sau? Nici nu știu ce mașină e. Da, ceva de... Un Jaguar? Da, e Jaguar. Sau Tigru, cred că e. Habar n-am, sincer. Oricum, hai să vedem dacă o să urce. Chiar sunt curios. Ușor. Ne poziționăm la linie, băieți, și dăm drumul în 3, 2, 1, m-am dus. Mamă, dar patinează rău de tot, asta n-are cauciucuri de iarnă. 160 de kilometri, 170. Bă, se duce bine. 180 de kilometri pe oră am avut la un moment dat. Și sunt la nivelul 6. Și acum? Hai să vedem, 7, 8, am 120 de kilometri la oră. No, a patinat mașina și am pierdut aderența și am pierdut tot. Fuck. S-a dus rău de tot. Bun, aia trebuie să încercăm acum cu o mașină să-l batem pe Mario Robert 100%, bă. Haideți să încercăm noi acum și... Como? Bro, uite ce mașină mi-a căzut aici, are niște roți imense. N-am mai văzut mașina asta până acum, sincer. Nici eu n-am văzut-o. Como, diga, hai. Sper să reușim acum și ne-am dus bine, mă. 140, 160. Dar nu cred, dacă avem 160 și... Ne ducem. Come on, diga. Hai, Amasico, până sus. 7. Hai, eu accelerez cum trebuie. 8. 9. Și...
Am reușit, aproape gen, na, nu m-am sus acolo sus, dar eram cât pe ce, cred că am reușit oricum. Cu mașina asta am ajuns cel mai mult, gândește-mă. What? Da, din cauza la roți, cred, care are niște cauciucuri, nu știu ce fel de cauciucuri are, probabil din plastic, cred. Acum este rândul lui Mario Robert, hai să vedem. Bun, sper să-mi pice o mașină bună, băieți, hai să vedem, 3, 2, 1, ce facem o sticocul? O să punem aici niște benzină, să-i dăm foc la mașina lui Mario. What? Păi ce mașină e aia? E o limuzină, aparent. Yeah. Ia. Yeah. Oh, ne-am dus, o să-l batem pe Spider-Man. Poate să urce mașina asta? Habar n-am, sincer. Eu te ajut din spate. Hai, let's go. Ia vedem ce dramatic acolo, băieți. Hai să vedem, eu cred că merge, sau? 130, 100 și ceva. Hai să vedem. Te duci. Oh my god. Ia vedem ce dramatic acolo. Hai să vedem, 6, 7, hai că te arut din spate, eh? Trag, sper să, ajungem, cred că ajungem, nu. No. 9, haide, încă un pic. No. O, aproape, mă, aproape, au. Salut, Samasico, băiți, rip în comentarii. Ok, fraților, mai niciunul aproape nu a reușit până la sfârșit, însă o să mai încercăm noi în alte episoade să vedem cu care mașină putem urca până acolo sus, mă. Nu e atât de ușor, sincer vă spun, și acum o să încercăm cu Spider-Man, bro. O să ne transformăm acum în Spider-Man să vedem până unde ajungem. S-a transformat în Spider-Man, what? Ia vedeți. Bă, ce mușcări am asică, bă, băiatule. Ce? Pum! Ne-am transformat în Spider-Man, bro. Și acum o să vedem până unde ajungem cu Spider-Man. Tu știi că Spider-Man merge și repede, nu? Uite-l. Bun, haideți să vedem acum dacă cu Spider-Man putem ajunge până acolo sus și... Ia, și sare dacă vă vine să credeți. Uitați-vă și voi cât de tare poate să sară și... merge și repede plus sare, mă. Și come on, ne-am dus. Nu cred. Oh my god! Nu cred. Stai, era aproape să ajungem, numai că m-am împiedicat, dacă îți vine să crezi. Da, nu m-am împiedicat, mă. Să mai încerc o dată. Deci, pur și simplu, nu trebuie să sar acolo sus, nu? Deci trebuie să o luăm în față și, come on. Oh my god, s-a schimbat din nou vremea, ne-am dus. Ehe? Stai, mă, că lipsește acolo o rampă. What is this one? Tu vezi? Da, văd. Lol. Cineva ne face rău, cred că 100%, mă. Oare fratele tău? Probabil, da, nu știu, ori s-a transformat și el în Spider-Man sau nu-mi dau seama. Ai făcut tu ceva? Zi-mi că nu-i zic lui Amasico. Promit că nu-i zic. Dar acum nu cred că mai pot să reușesc, uite-te și tu, trebuie să sar de acolo, dar nu mai pot, cred. Dar mai încercăm o dată, acolo o să sar, da, și mergem, ne ducem și din partea asta trebuie să... Da, nu mai pot. Rip. Și cam asta a fost videoclipul, fraților, sper că v-a plăcut experimentul de astăzi alături de Mario Robert. Aveți canalul lui în descriere și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi. Ciao, ciao! Pa, pa, băieți!